ați venit la Minecraft Viața de Profesor. Bună dimineața, băieți și fete. Nu știu dacă puteți observa, însă mă aflu într-un oraș în care n-am mai fost niciodată până acum. Dacă vă întrebați ce caut eu în orașul acesta, haideți să vă dau niște vești destul de proaste. Nu știu dacă vă aduceți aminte, însă acum câteva luni eu aveam un job ca și profesor de matematică. Predam la o școală unde erau niște elevi foarte, foarte nesimțiți și ați văzut că existau mai multe momente, să spunem așa, în care eu săream puțin calul și pedepseam cam mult pe elevii ăia, adică îi dădeam afară din clasă, le dădeam note de 1, de 2, lăsam corigenți, era foarte, foarte nașpa. Sincer să vă spun, băieți și fete, eu nu consider nici măcar în ziua de astăzi cam exagerat, adică acei copii erau chiar foarte, foarte nesimțiți, însă, din păcate, părinților consideră că eu am exagerat. Așa că s-au dus la domn director, îl mai știți pe domn director, au depus foarte multe plângeri, au amenințat că dacă eu nu sunt dat afară de la școală, o să vin acolo cu inspectorii, nu știu ce, și o să închidă școala. Și ghiciți ce a făcut domn director? M-a dat afară de la școală, băi și fete. Oficial, nu mai pot să predau la acea școală și am fost șomer. Eu m-am panicat foarte, foarte mult, însă după m-am gândit, băi, până la urmă sunt profesor de matematică. Dacă vă aduceți aminte, eu de profesie sunt profesor de matematică. Așa că am zis că 100% pot să-mi găsesc un job. Nu? Da, așa te gândești. Așa că, fraților, am aplicat la foarte, foarte multe școli care credeam eu că au nevoie de un profesor de matematică și pe o rază, băieți și fete, de, să spunem așa, sute de kilometri, de ore de mers cu mașina, nu există o școală. O școală, băi și fete, care să aibă nevoie de un profesor de matematică. Eu m-am enervat maxim când am aflat chestia asta. Așa că după am zis, băi, mai există măcar o școală care are nevoie de un profesor. Și am găsit un orășel care este la 15 minute de vechiul meu oraș, din care m-am mutat. După cum puteți vedea, am închiriat această casă, că nu mai vreau să stau în orașul ăla. M-am enervat rău de tot, adică băi, elevii erau nesimțiți, fraților. M-au dat pe mine afară de la școală, dar erau nesimțiți. Deci vorbesc că de ce se poate, erau foarte nesimțiți. Și după cum puteți vedea, m-am mutat în această casă și m-am mutat în acest orășel. Însă, băi și fete, există o mică mare problemă. Eu aici nu sunt profesor de matematică, ci sunt profesor de română. Le-am spus că toată viața mea am fost profesor de română, pentru că ăsta era singurul job valabil și se plătește destul de bine. Mai bine decât eram eu plătit ca și profesor de matematică. Ok, dar probabil și pentru că este o școală, mai nu știu cum. În fine, nu contează. Însă ideea este că eu acum oficial sunt profesor de limba și literatura română. Nu mai sunt profesor de matematică cum eram înainte. Lucru care poate să fie bun, poate să fie rău, acum nu știu care-i treaba, însă eu cred, fraților, că nu o să fie atât de greu, sunt gen profesor la clasele 5-8, nu o să fie atât de greu să predai română. Eu i-am mințit pe ăștia și acum o să mă duc, este prima mea zi de școală în care va trebui să predau, eu i-am mințit pe ăștia, fraților, că eu sunt într-adevăr un profesor de română. Acum, ce întrebări poate să îmi pună de care să nu le știu? Hai să fim serioși, fraților. În fine, haideți să luăm scooterul. Am luat și acest scooter și haideți să mergem, fraților, nici măcar. Deci, uitați-vă, aceasta este școala. Uitați-vă că sunt și copii în școală, dar nu știu exact cum să intru. Hai să vedem care-i treaba. Vedeți, este un orășel liniștit, este totul normal. Însă, na, eu sunt un profesor aici până la urmă, da? Sunt un profesor, nu ne batem joc. Dar se pare că unii își bat joc. Uitați-vă, sunt foarte multe locuri. Dar să mă mutat pe unde intru la școala asta, fraților? Asta e întrebarea mea, man. A, uite pe aici, uitați-vă, autobuzele, da? Autobuzele, mașinile, da? Care duc elevii la școală. Și cred că aici este și intrarea. Dar trebuie să găsesc biroul directorului, să vorbesc cu el, să-mi spună ce ore am de făcut și toate chestiile astea. A, uite-l chiar acolo pe director. Ok. Am aici și o cărticică pe care vreau să țin la mine. Bună ziua, domn director, numele meu este Marius, sunt nou profesor de română. Ne putem vedea undeva, să mergem undeva într-un birou să-mi spuneți care-i treaba? Sunt gen nou profesor la școala voastră. Bună dimineața, tu ești Marius, noul profesor de română, da. Oh, mă bucur foarte mult că te-am întâlnit. Să știi că noi la școala noastră punem foarte mult preț pe performanță. Și din câte am citit din CV-ul tău, toată viața ta ai predat română, da, da, e corect. Și încă de când erai mic, erai pasionat de limba și literatura română. Într-adevăr, deci, domn director, vă spun sincer, când eram mic, mama, cum îi zice, mă obliga să mă culc, pentru că eu nu puteam să mă culc, pentru că eram cu nasul în cărți.
Citeam până la ora 3 dimineața, nu dormeam, era nebunie maximă când eram mic. Îți spun sincer, nu am verificat momentan informațiile din CV, foarte bine, dar văd doar când mă uit la tine că ești un om pasionat de jobul lui, chiar sunt. Așa că sunt 100% convins că nu o să trebuiască, chiar nu o să trebuiască. Îmi pare rău că ne vedem aici afară, pe fugă, însă eu astăzi am foarte multă treabă și abia în zilele viitoare te pot primi la mine în birou. O să spun doar la ce clase trebuie să predai astăzi și după o să mă cară. Ai de predat astăzi la două clase. Două ore la clasa 7A și două ore la clasa 7B. Clasa 7A, haideți mă, că nu poate să fie atât de greu. Sunt niște copii minunați, o să-i cunoști și tu, baftă. Ok, mulțumesc, păi, na, atunci ne auzim, domn director, când puteți, înțeleg că acum sunteți pe fugă, na, eu o să mă duc și o să le predau, băi și fete, nici măcar nu știu ce o să le predau, o să mă duc, o să fac cunoștință cu acești copii și o să vedem care este treaba, mamă, ce ciudat arată această școală. Vedem că aici avem ceva, cred că aici este o clasă, nu? Este clasa 7A. Ok. Bună dimineața, dragi copii! Bună dimineața, ce faceți? Mamă, Cosmin ăsta... Mamă, băi și fete, Cosmin ăsta nu prea pare un băiat de clasa 7, adică nu știu. Nu știu, mi se pare că arată destul de ciudat. Bună dimineața, fetelor! Bună dimineața, Maria, Elena, Georgiana! Numele meu este Marius și sunt noul vostru profesor de limba și literatura română. Astăzi, din câte am înțeles de la domn director, vom face două ore împreună. Nu plănuiesc să vă dau niciun test, plănuiesc să ne cunoaștem mai bine, da, să-mi spuneți o chestie două despre voi, să vă spun și eu o chestie două despre mine și după să începem materia. Da, trebuie să-i caut eu pe net materia, văd eu care este treaba. Salut, Maria! Bună ziua, domnule profesor! Numele meu este Maria și vreau să vă spun că 3 ani la rând am fost olimpică la limba și literatura română. Foarte frumos, Maria, poate predai tu, dacă tot. Este materia mea preferată și abia aștept să învăț despre limba noastră și despre literatura creată de oameni care, din păcate, nu mai sunt printre noi. Ok, băi, și vede, deci se pare că fata asta chiar e pasionată. Domn profesor, dacă nu vă deranjează, vreau să vă întreb două lucruri. Sunt două lucruri pe care le întreb de fiecare dată când întâlnesc pe cineva nou. Desigur, desigur, poți să spui. Spuneți-mi care sunt preferatele dumneavoastră scene de teatru. Spuneți-mi 5. Ma. Și care sunt cele 5 cărți din literatura română pe care trebuie să le citiți în fiecare an? Ma. Păi eu, desigur, adică nu, că am mai multe cărți preferate pe care le citesc în fiecare an, că sunt prea fiert pe ele. Îmi place maxim să citesc cărți. Îmi place Baltagu, îmi plac Moromeții, îmi place Amintiri din copilărie. Mamă, ce cărți mai există, fraților. Îmi plac astea și ce mai place... Amintiri din copilărie, după cum ți-am spus, este o carte de aia și am repetat-o, că este o carte prea așa. Întâia noapte de dragoste, ultima noapte de război, sau cum era. Și Ion, iar îmi place, deci astea sunt cărțile mele preferate. N-am citit în viața mai nicio carte de asta. Și la, să spun așa, Maria, deci fii atentă, îți dau un răspuns acum, te dau pe spate. Eu nici măcar nu pot să spun 5 scenete de teatru preferate, pentru că... Am doar două, care mi se par că sunt la alt nivel, adică sunt preferatele mele, nici nu știu să zic care sunt preferatele, gen care e preferata, avem o scrisoare pierdută și două lozuri. Astea sunt preferatele mele, sunt singurele scene de teatru pe care le știu. Astea sunt preferatele mele, nu pot să zic 5 pentru că m-aș simți că aș jigni o scrisoare pierdută dacă aș pune-o pe aceeași etapă, pe aceeași treaptă ca și cu alte scene de teatru, da? Dar îmi mulțumesc de întrebare. Mamă, băi și fete, dacă ăștia mă întreabă numai Dusty, ești nebun, eu nu știu ce să le răspund, ești nebun. Salut, Elena! Domn profesor, îmi cer scuze încă de pe acum că nu o să puteți să aveți o conversație atât de interesantă despre literatura românească cu mine, cum ați avut cu Maria. Mamă, copiii ăștia chiar învață, bro, băi, ăștia sunt peste bine. Ea este olimpică națională la limba și literatura română, iar eu sunt la matematică. Păi ce să vezi, eu chiar sunt, nu. Am încercat să țin pasul cu ambele, însă anul trecut la națională am ieșit doar a 4-a pe țară. Vai, mare tragedie. Nu am reușit să iau podiumul. Vai, Elena, nu este nicio problemă. Eu sunt curioasă ce o să facem anul acesta la limba și literatura română, ce o să învățăm și cum o să primim notele. Deci, copiii, să vă spun așa, o să învățăm ce este în programa școlară, da? O să ne uităm în curând peste programa școlară și notele vor fi foarte simple, prin teste sau prin ascultări. Da, deci este foarte, foarte simplu, dar stați liniștite, mai ales că văd că sunteți, nu sunteți niște fete rele, da, deci sunteți... doxă de informații, știți foarte multă, foarte multă română, probabil nu o să aveți nicio problemă în obținerea notei de 10. Auziți, dar am o întrebare
băiatul ăla de acolo, de ce stați voi aici și băiatul ăla stă în spate? Și ăla e băiat de clasa 7, adică băieți și fete nu prea mi-arată, adică mi-arată cam matur băiatul ăla, adică zici că are peste 18 ani, vorbesc că desigur se poate. Bună ziua, domn profesor, numele meu este Georgiana și eu la fel sunt olimpică la biologie. Mamă, dar numai olimpice aici, nebun. Eu, Elena și Maria suntem cele mai bune prietene. Mai avem încă un băiat în clasă, dar e cam ciudat, nu prea vorbește cu noi. Are 25 de ani, băi! Băi, tu ai 25 de ani în clasa 7-a, băi! Și s-a reapucat recent de școală. Noi am încercat să vorbim cu el, dar ne spune că suntem niște tocilare și că n-avem ce discuta cu el. Și tot folosește expresii de genul trăiască familia ta sau cu cine a nimerit în clasă, să mor de știu, nu știu, e ciudat, în fine. Domn profesor, spuneți-ne când dăm prima lucrare, vrem să vă arătăm cât de bine știm materia. Dacă tot vreți acum, haideți chiar acum să o dăm, ce ziceți, a? Nu că, nu, fiți atente, nu, stați două secunde că prima dată vreau să vorbiți și cu băiatul ăsta. Salut, băi, Cosmin. Nu le suport, frate, băi. Ai ajuns asta în clasă cu ele. Poate sunt eu mai bătrân, dar eu am auzit pe la știri că copiii au devenit mai proști ca înainte, nu mai inteligenți. Fetele astea sunt prea inteligente pentru mine, fratele meu, crede-mă pe cuvânt. Dar am nevoie de 10 clase ca să iau permisul, frate. Ce pot să fac? N-am ce să fac. Să trăiască familia ta, dă și tu un test ușor să-mi fac și eu o notă. Cosmine, stai liniștit, frățiorul. Bun. Bun, fetelor, dacă toți sunteți așa de pasionate de română, vreau să văd că pe bune sunteți pasionate și că nu... și că nu faceți vreo prostie. Așa că fiți atenți, scoateți o foaie de hârtie și scrieți acolo, deci vreau să știu care este opera voastră preferată din literatura românească și faceți un micuț rezumat. Și după, deci vă las asta până la finalul orei, că avem 2 ore. Și după, la finalul orei, o să vă pun pe fiecare să citiți de pe acea foaie pe care a scris ce, cum îi spune, ce opera ați ales și cum ați descris-o. Faceți rezumatul care este opera voastră și dați acolo niște detalii despre fiecare. Sunt chiar foarte, foarte curios. Dragi copii, a trecut o oră și bănuiesc că ar trebui să vă iau testele la corectat, dar de fapt nu o să vă iau testele la corectat, o să citiți voi cu voce tare și credeți-mă că o să vă dau niște note foarte corecte. Avem aici și un catalog. Bun, avem aici și un catalog. Maria, spune tu ce opera ai ales și ce ai făcut. Moromeții. Mamă, băi, ce fete, bă, în clasa 7-a să știe atâtea, nu știu, mi se pare insane. De Marin Preda este un roman emblematic, băi, auziți, fraților, cuvinte, a literaturii românești, publicat în 1955. Acțiunea se desfășoară într-un sat din Muntenia, în perioada interbelică, și se concentrează pe viața familiei Moromete, condusă de Ilie Moromete, un țăran înțelept și filozof. Nici măcar nu știu dacă e adevărat, frate, dar o cred pe cuvânt, ești nebun. Cartea explorează tranziția de la tradiția rurală la modernizarea urbană, precum și impactul ei asupra individului și comunității. Elie Moromete este personajul central, asta știu, un bărbat puternic și tăcut care încearcă să-și păstreze valorile tradiționale în fața schimbărilor sociale. În contrast, filosof Nicolae este atras de lumea orașului și de noile idei. Conflictul dintre generații și dualitatea dintre vechi și nou sunt teme centrale ale operei. Marin Preda explorează complexitatea relațiilor umane, problemele sociale și psihologice, precum și evoluția identității românilor într-o perioadă de tranziție. Atât știu, domn profesor. Maria, nota 10, fraților. Bă, ce să fac, ești de bun, deci nici măcar nu știu dacă e adevărat, dar nota 10. Uite, bă, băi, mai bine că am plecat de la școala aia de elevi nesimțiți și am venit aici, fraților, unde pot să am și eu o zi liniștită. Sper. Deci de fiecare dată zic asta, dar întotdeauna se ajunge la altceva. Elena, tu ce ai ales? Enigma Otiliei. Ia uzi, mă, Enigma Otiliei, de George Călinescu. Este un roman clasic al literaturii române, publicat în 1938. Acțiunea se desfășoară în Bucureștiul boieresc de la începutul secolului 20 și urmărește viețile unor personaje variate din înalta societate. Romanul gravitează... Băi, fraților, băi, de unde știu copiii ăștia atâtea chestii? Uite-vă ce cât a scris, mă, nici măcar nu o să citesc. Uiteți-vă aici. George Călinescu surprinde cu abilitatea psihologie, cu abilitatea psihologia, băi, wow. Deci sunt mândru de copii aceștia. Enigma Otiliei rămâne o operă literară de referință în literatura română, ilustrând cu maestrie aspecte ale societății și naturii umane care rămân relevante și astăzi. Copii, sunt absolut mândru de voi. Elena, nota 10. Mamă, băi și fete, băi, deci nu vine să cred, bro. Deci nu vine să cred că știu atât de bine chestiile astea. Georgiana, tu, Săptămâna nebunilor, există așa ceva? De Mircea Eliade, există romanul ăsta?
N-am auzit în viața mea. Săptămâna nebunilor. De Mircea Eliade este un roman complex publicat în 1937. Acțiunea are loc în Bucureștiul interbelic și urmărește viața protagonistului. Bă, n-am auzit în viața mea de romanul ăsta. De unde știi, bă, fată, de romanul ăsta? Ștefan Valeriu, un tânăr intelectual în căutarea sensului vieții într-o lume aflată în plină transformare. Romanul explorează teme precum căutarea identității, trecutul și viitorul, spiritualitatea și modernitatea. Ștefan Valeriu este un personaj plin de contradicții în căutarea unei înțelegeri profunde a lumii și a propriei sale existențe. În timp ce se confruntă cu diverse experiențe și personaje, el caută răspunsuri la întrebări existențiale, căutând în același timp o cale de reconciliere între tradiție și progres. Eliade utilizează narativa sa pentru a explora concepte filozofice și religioase, oferind cititorilor o perspectivă asupra călătoriei interioare a individului într-o lume modernă și confuză. Este ok, Georgiana, n-am auzit în viață, adică, băi, am auzit Săptămâna nebunilor de Mircea Eliade, chiar eram, n-am auzit în viața mea față de chestia asta. Nota 10, Georgiana, nota 10. Cosmin, haide, nu fă o prostie, că vreau să vă dau la tot 10 astăzi, da? Haide, frățiorul, că mi-ai zis să-ți dau o notă, să-ți dau unde asta ușor, ți-am dat. Foarte, foarte ușor ți-am dat. Orice operă vrei tu. Baltagu. Ia uite mă, bă, am învățat și ăsta. Este un roman clasic al literaturii românii scris de Ion Luca Caragiale. De Ion Luca Caragiale scris Baltagu, băi și fete. Băi, adică, eu nu știu, dar nu știu. În 1897, nu-i cam de vreme. Acțiunea se petrece într-un oraș fictiv din Transilvania, în secolul al XVIII-lea și este o poveste de dragoste între doi tineri fermieri, Ion și Ana. Bă, băi și fete, asta e? Nu cred. Cartea explorează aventurile lor romantice pe muntele Semenic. Dar muntele Semenic nu-i în Transilvania, bro! Băi, fraților. Bă, asta nu-i corect. În timp ce vânează balauri și vrăjitoare, cei doi eroi luptă împotriva unor creaturi... Bă, ba nu așa e Baltagu. Unor creaturi mitologice și folosesc puterile mai... Băi, de unde ai găsit povestea asta? Băi, față, nu așa e Baltagu, man. Povestea este plină de scene, așa. Un alt aspect notabil al romanului este muzica, care joacă un rol central. Ei se întreg în interpretarea unor arii de operă. Nu există așa ceva. Finalul cărții aduce o mare surpriză când Ion și Ana descoperă o comoară secretă într-o peșteră ascunsă și decid să renunțe la viața de fermier pentru a dedica viața artei și aventurilor. Da, Cosmin, nu știu, va trebui să... Cum îi spune? Va trebui să mă mai gândesc puțin ce o să fac în legătură cu... dar stai, de ce am luat asta așa? Ar trebui să mă mai gândesc puțin ce o să fac în legătură cu tine, pentru că eu cred că nu e corect ceea ce ai spus tu. E în fără supărare, frăților, dar nu cred că e corect. Adică eu nu mi-amintesc să fi fost așa Baltagu, însă, în fine, lăsați băi și fete că pe bune o să mă uit, o să văd care este treaba. Bun, Maria, după cum ți-am spus, ai luat nota 10. Mulțumesc, domn profesor, dar când începe materia pe bune? O să începem în curând. Apropo, ce a spus Cosmin este greșit. Uitați aici rezumatul adevărat. Bă, știam eu că e greșit. Baltagul este un roman scris de Mihail Sadoveanu, nu de Ion Luca Caragiale, publicat în 1930, așa, băi, mamă, păi și lui Cosmin ăsta ce fac, îi dau 2, că n-a scris nimica. Și reprezintă una dintre cele mai cunoscute opere, așa, bun, băi, șefete, știu chestia asta cu Nechifor, da, uite că acum mi-aduc și eu aminte, Nechifor, toți băieții, am înțeles. Gheorghi Diu, bun, mulțumesc foarte mult, Maria, de descriere. Da, Cosmine, se pare că... Elena, nota 10 și tu. Mulțumesc enorm, domn profesor, sunteți cel mai tare, dacă făi fraților, e meritul lor. Georgiana 10. Mulțumesc. Cosmine, frățioro, nota 2. Deci chiar n-am... Na, 4. Hai, 4, că mi-ești simpatic. Chiar n-am ce să-ți fac, frățiorul, adică n-am ce să-ți fac. Frățiorul, trăiască familia ta, așa mea. Dă-mi, te rog, un 6, să nu mă mai vezi pe aici, nu te mai deranjez. Haide, te rog. Bine, bă, hai, face. Deci, frate, nu știu dacă mulți o să ziceți că e corect sau nu, îți dau un 6, dar să nu mai vii pe aici pe la ora, pe bune, că mai mult mă stresez, numai bine, fraților, fetele astea, am văzut și eu de la ele și de bun, că nu vedeți cât de doxă sunt pe română și pe toate chestiile astea. Deci, să nu te mai văd aici în clasă la ora mea, înțeles? Nota 6, îți mai bag eu un 6,
Sau ba nu, vino, vino să nu existe probleme. Vino, dar taci din gură și nu fă nimica. Îți bag eu note de 6, să ai media 6 și gata, am rezolvat. În fine, haideți să așteptăm să se termine ora. Voi puteți să scoateți telefoanele, relaxați-vă puțin. Așteptăm să se termine ora asta, pentru că după trebuie să mă duc la altă clasă. S-a terminat ora, băi și fete. Dragi copii, ne vom vedea. Nu știu care este orarul, așa că ne vom vedea la următoarea oră de română, că nu știu când e bun. Acum, fraților, trebuie să găsesc clasa 7B. Pentru că am fost la 7A. Ia uite pe proful ăsta de biologie. Hai să-l întreb pe el unde e 7, unde e 7B. Bună ziua, domn profesor, îmi puteți spune și mie unde este clasa 7B? Salut, colegul, în capătul holului. Dar ai grijă, copiii ăia sunt nebuni. În capătul holului ăla sau ăla? A, cred că acolo. Da, 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 uite acolo. Copiii ăia sunt nebuni. Hopa, cumva, fraților, revin la forma mea inițială. Ce trebuia eu să fiu. Adică un profesor nesimțit. Clasa 7B. Bună dimineața, bună ziua. Bună ziua, copii. Numele meu este Marius și sunt noul vostru profesor de limba română. Mamă, văd că sunt doar băieți aici, fraților. Ok, destul de ciudat. Salut, Jack. Bă, ce intri așa în clasă fără să bați la ușă? Mai avem un minut din pauză, nu ți-e rușine? Bă, tu așa vorbești cu un profesor? Nici măcar profesorii nu respectă regulile la școala asta. Iar ei se așteptă să le respectăm noi. Bă, tu așa vorbești cu profesor, nu ți-ar fi rușine? Taci din gură, că nu te-a întrebat nimeni nimica. În pauză, profesorul nu are nicio autoritate. Mamă, băi și fete, ia vedeți că am revenit. Sunt înapoi. Taci din gură, că nu vrem să te auzim, da? Hai, toată lumea scoate o foaie. Băi, bă, nu v-ar fi rușine. Nu v-ar fi rușine. Toată lumea scoate o foaie. Hai, și voi. Domn profesor, stați, nu mi se pare corect să dăm toți test din cauza lor. Uite că nu mă interesează, ce să vezi. Ei așa fac la fiecare oră și profesorii deja au înțeles că doar pe ei trebuie să-i pedepsească, nu și pe noi. Las că, uite, eu vă pedepsesc pe toți. Ai vreo problemă cu chestia asta? Domn profesor, dar cum dăm test dacă noi n-am predat nimic? Ei, uite, e simplu. Adică nu trebuie să dăm test din ceva ce ne-ați predat. Asta este prima noastră oră. Ei, uite că nu mă interesează. Hai, foaie pe masă. Dar dacă stau să mă gândesc, poate Jack și Adiță, tu ești Adiță, au dreptate. Poate chiar nu te-a întrebat nimeni și doar ai gura mare. Da? Bine, bun, fiți atenți, hai. Mamă, frate, ia că mi-am revenit. Toată lumea scoate o foaie de hârtie. Nu o să le dau aceeași chestie. Mă gândeam să le dau aceeași chestie cu opera, că ăștia 100% nu știu. Vreau să le dau, băi și fete, zis în clasa 7-a. Ceva ce au făcut. Vreau ceva pe gramatică. Acolo îi prind. Fiți atenți, scoateți o foaie și scrieți tot ce știți despre substantiv. Nu, 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 despre pronume. Nu, 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 fiți atenți, gata, mi-am dat seama. Scoateți o foaie și scrieți, aveți 15 minute, da? Scrieți tot ce știți despre pronumele posesiv. Haide-mă să vă văd, dacă mai sunteți tari în gură acum. Avem și catalog aici, a? Așa, bun, hai. 15 minute pe ceas, Jack, Andu, Alex, Adisa și Robi. 15 minute pe ceas. Pronumele posesiv. Hai că sunt curios ce o să scrieți. Toată lumea pixurile jos, au trecut 10 minute, dar pe mine nu mă interesează. Jack, hai să vedem, da? Hai să vedem ce ai scris tu aici. Să vedem dacă mai ești tare în gură. Opa! E foaia goală, Jack! Unde ai ascuns? Ai ascuns undeva rezolvarea? Îmi cer scuze că am vorbit așa, domn profesor. Îmi cer scuze. Vă rog, nu-mi treceți nota asta în catalog. Care notă? Nota 2? No, Jack, cum să fac eu așa ceva? Cum să-ți trec nota 2 în catalog? Aha. Andu, ia, hai tu! Hopa, s-a ascuns, frate, s-a ascuns rezolvarea! S-a ascuns rezolvarea la test! Pe mine și pe Jack ne-a luat valul. A, vă lua nota 2 pe tine și pe Jack, băi, Andu. Ia vezi, mă, ce tare în gură sunt! Ia și ăștia din spate, că și ăștia m-au enervat. Robi, ia, hai să te văd pe tine, băi, inteligentule. Pronumele posesiv. Ia, vezi... Ia vezi că ăsta a scris tot. Pronumele posesiv sunt o componentă fundamentală. Ăștia știu. Mamă, dar au scris. Nu. Mamă. În limba română pronumele posesiv sunt meu, mea, tău, ta sau sa, nostru, noastră, așa. Cartea, băi. Aha, bun. Nota 10, ce să da fac acum, față? Eu am zis pronumele posesiv, nu știu de unde știu copiii ăștia așa de multe chestii. Haide, mai comentezi? Haide să te aud.
Acum voi să stai în gură, bine. Bine, ia aici, ia lasă aici, ia. Următorul, ia că pe tine te colectez la sânge. Hopa, ia stai, nu e același text, nu e același test. Aha, nu e, ia uite, problemele posesive sunt o componentă fundamentală. Reprezintă un instrument lingvistic. Băi, băi, asta e puțin. Ia să vezi ce colectez pe ăsta la sânge. Reprezintă un instrument lingvistic indispensabil în construirea Băi, de unde știți mă așa cuvinte? Băi, ăștia au copiat de pe net, ești nebun? Hai mă, mă lăsați. Ăștia au copiat de pe net. Aceste pronume ne ajută să indicăm posesia sau proprietatea asupra unui obiect, unei idei sau unei persoane. Sunt esențiale pentru a face limbajul mai concis și pentru a evita repetițiile inutile. Băi, băi, frate, mamă, nu că mă enervez. Mă enervez maxim. Ăștia chiar știu ce fac. În concluzie, pronumele posesiv, pronumele posesive sunt un element cheie în limbaj și gramatică. Ei ne ajută să exprimăm posesia sau apartenența într-un mod concis și coerent. Acestea sunt folosite într-o varietate de situații și sunt esențiale pentru a comunica cu claritate și eficacitate în limba română și în alte limbi. Zi adevărat. Bine, mă, ia stai puțin. Ia stai puțin. Adiță? Ia stai. Bă, și ăsta a făcut. Doar ne pierzi timpul, suntem prea inteligenți, poftim? Mamă, uite ce au scris ăștia. Bla, 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 bine. Bine, mă, hai, dacă este star, fiți atenți. Bine, fraierilor. Încă un test. No, mamă, face, mamă, dar ce să le dau lui ăștia să... Ca să ia notă mică. Bine, mă, v-am dat 10 la toți. Dar hai, toată lumea, încă o nouă foaie pentru că dăm alt test. Mamă, băi și fete. Ce pot să le zic așa să nu știe? Mamă, dar ăștia chiar erau pregătiți. Băi și fete, ce ziceți de romanul Săptămâna Nebunilor de la Mircea Eliade? Roman de care până acum eu n-am auzit și fac pariu că nici ei. Șmecherilor, hai, toată lumea să scrie, deci toată lumea fiți atenți. Scoateți o foaie, vreau așa. Rezumat Săptămâna Nebunilor de Mircea Eliade, detalii despre Mircea Eliade, detalii când s-a lansat Săptămâna Nebunilor, personajul principal, personajul secundar, faceți apartenența, tot. 15 minute aveți. Hai să vă văd, să vă văd acum dacă mai sunteți șmecheri sau nu. Haideți că de data asta chiar v-am lăsat 15 minute, pentru că m-am gândit că e mult de scris. Dar sunt curios ce ați scris, că am văzut că la început, Jack și Andu, voi doi, băi, erați cam tari în gură. Robby, Alex, Adiță și voi la fel. Ea era tari în gură. Dar hai să vă văd acum. Jack, ce ai scris? Bă, Jack, ce, nu-ți merge pixul? Ai nevoie de un pix? Nu-ți merge pixul? Că se pare că deja de două ori la rând. Deci avem două teste la rând în care tu ce să vezi și le-am șters lui ăștia. Bun, gen, le-am șters notele din catalog și fete, dar le pun la loc că m-am enervat, dar las că le pun la loc. Se pare că nu-ți merge pixul, bă, Jack. Domn profesor, dar nu este corect. Este foarte corect. Haideți, băi și fete, să le punem notele la loc. Deci le pun 10 la ăștia. Da, că na. Le-am pus 10, așa. Treacă de la mine. Andu și Jack, nota 2. Jack, ai 2 de 2. Deci tu ai luat două note și nici dacă sunt adunate nu ți iese note de trecere. Andu, să vedem, ție ți-a mers pixul. Nu merg pixurile, băi și fete. Mamă, deci e șocant. Dar nu am auzit în viața mea de opera asta. Din păcate nu mă interesează. Ce să vezi? Din păcate nu este problema mea când ai auzit această operă, drag prieten. Hai să mergem acum la trupa de șoc. Bă, voi la început erați de treabă, da? Deci n-am avut nicio treabă cu voi, dar după v-ați șmecherit. Ați început să faceți pe șmecherii. Robby. Ok. Desigur, pot să încerc să vă ofer un rezumat pentru Săptămâna Nebunilor de Mircea Eliade, deși nu sunt sigur de detalii precise. Păi dacă nu e sigur de detalii precise, ai nota 2. Din câte știu, romanul explorează viața unui tânăr intelectual pe nume Ștefan Valeriu în Bucureștiul interbelic. Bă, de unde știi ăsta, mă? Bă, de unde știi atâtea? În timpul călătoriei sale, Ștefan se confruntă cu numeroase experiențe și întâlniri cu personaje diverse. Căutarea sa este marcată de căutarea identității sale, a unui scop într-o lume modernă și confuză. Romanul pare să se concentreze pe explorarea unor teme filozofice și religioase, cu Ștefan căutând răspunsul la întrebări profunde despre existența sa și rolul său în lume.
Probabil că autorul folosește acest personaj pentru a explora concepte precum tradiția versus modernitatea și spiritualitatea într-o lume secularizată. În final, Săptămâna Nebunilor pare să fie o poveste complexă despre căutarea de sine într-o lume plină de provocări și incertitudini. Este posibil ca romanul să se concentreze pe călătoria interioară a personajului principal, care încearcă să-și găsească locul și sensul într-o realitate în continuă schimbare. Bine mă, fraiere, bine mă, Robi. Nota 10, Robi, dar las că vă prind eu, vă prind eu. Nu știi cu cine vorbești, vă prind eu. Alex? Hopa, jackpot! Nu ți-am... Bă, parcă erai tare în gură, a? Tu ești ăla care a zis adineaur că nu știu cu cine vorbesc? Că nu știu cu cine vorbesc, că voi sunteți prea inteligenți? Cumva ai luat nota 2, bă, Alex, ia că te întreb eu. Vezi că ai un 10 și 2, băi. Dar nu am făcut opera asta, dar n-am întrebat. Adiță, tu erai tare în gură. Ia să te vedem. Hopa! Hopa, Adiță, nu ți-a mers pixul! Bă, nu e corect, mă duc la director, du-te. Și ia stai puțin, Robi, ia stai față să mă ui și eu la asta. Ia stai puțin, să analizez puțin situația. Că poate îi dau și la asta 2. Pare că știe ce a scris aici, dar nu știu dacă e 100% corect, dar pare că știe ce scrie. În fine. Așa. Na. Adiță și Alex 2. Lasă, Robi, că te prind și eu pe tine. Bun, aici să te... A, Andu, ți-am lăsat numai un 2. Era să-ți fac o mare favoare. Bun, copii, haideți că eu voi pleca cu ocazia aceasta și ne vedem noi, o să ne mai vedem. Păi, mă, ce tare în gură au fost ăștia, băi și fete. Credeți că am procedat bine, băi? Deci știu că am fost dat afară data trecută din cauza asta, dar copiii ăștia chiar au fost nesimțiți.